Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara are valoare. Invitații din această seară sunt domnul antrenor de înot, Dan Ardelean, și Victor Iacob, sportivul dumnealui. Bine ați venit, ne bucurăm să vă avem alături de noi, mai ales că ați venit cu o mulțime de trofee dintre cele câștigate de curând. Am crezut că sunt toate medaliile pe care tu, Victor, le-ai câștigat. Dar mi-ai spus că sunt câștigate când, de fapt? Doar în 2017. Doar în 2017 și cam câte sunt, nu le-am numărat chiar pe toate, dar sunt, cred că, vreo 20, așa-i? Da. Bun. Haideți să începem cu domnul antrenor. Cum a început povestea asta, dragostea, pasiunea pentru not? Că bănuiesc că a început ca o pasiune, ca să ajungeți până la urmă antrenor și să faceți asemenea performanțe la Hunedoara. Da. Bună seara, mulțumim pentru invitație. Pasiunea pentru acest sport a început undeva la 6 ani, când m-au dus părinții prima dată la bazin, la Reșița. Eu sunt din Reșița de loc. Acolo am practicat acest sport până la 18 ani, după aceea am continuat practicarea lui la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Arad. Acolo, la Arad, am cunoscut-o pe actuala mea soție, care este din Simeria, unde locuim noi în momentul de față, și am decis să urmez norocul alături de frumoasa mea soție aici, în acest județ. Am ajuns la Simeria în anul 2003. Din 2003 până în 2007 am fost profesor de educație fizică și sport la grupul școlar de telecomunicații și lucrări publice din Hunedoara, actualmente Liceul Tehnologic Constantin Bursan. Iar din 2007 m-am titularizat pe postul de antrenor de not la Clubul Sportiv Școlar Hunedoara, unde activez și în momentul de față. Ce face diferența între un profesor de sport și un antrenor care, iată, susține aceste cursuri de not? Amândouă activitățile sunt foarte importante, și cea de profesor de educație fizică și sport. Cred că diferența între cei care alegem să practicăm, să spunem, performanța într-o anumită disciplină sportivă este făcută de pasiunea, de pasiunea ieșită din comun pentru sportul respectiv sau din dragostea pentru dorința de a reuși. Mai mulți factori care concură în acest sens. Orice absolvent al unei facultăți de profil sportiv, să zicem, poate fi antrenor de not, sau pentru asta este nevoie de o supracalificare, de o altă calificare specială? În momentul de față trebuie să faci un master, o specializare pentru not, sau școala de antrenor de not. Ca să fii angajatul unei structuri sportive afiliate Ministerul Educației Naționale, cum suntem noi, îți trebuie neapărat cursuri de facultate plus master specializare not. Vă mai amintiți cum a fost prima zi în care ați mers dumneavoastră la bazin? Când avea 6 ani? Cum a fost? Da, a fost destul de ciudat, ca să zic, prima dată. Știu că maica mea mi-a spus: ai grijă să nu plângi, să nu-ți fie frică, să nu... Și vă era frică? Foarte frică. Bazinul de la Reșița, în care am început eu să not, este dublu față de cel de la Hunedoara. Este un bazin olimpic de 50 de metri lungime pe 10 culoare. Deci vă dați seama de magnitudinea acestui bazin, raport cu mine, un copil de 6 ani atunci. Dar, cum să spun, vremea a trecut așa, pe nesimțite, nu... Cu cine ați început? Cum îl chema, pe domnul sau pe doamna antrenoare? Da, cu domnul Mihailovici am început faza de învățare a notului, după aceea o fază de, spunem noi, de avansați cu domnul Anton, iar către performanță am făcut după aceea cu domnul Horațiu Drog, care actualmente este și antrenorul lotului național de natație al Belgiei. Pot să spun că a avut un... rol covârșitor în formarea mea ca antrenor. După aceea a continuat cu domnul Marius Crețian, iar apoi la facultate cu domnul Bitang Viorel, fost secretar general al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern. Toți antrenori care și-au pus amprenta asupra stilului meu de antrenor. Mă spuneați la un moment dat, am început partea de învățare.
Ce presupune asta și cam cât durează? Partea de învățare... Pentru părinții care poate acum ne urmăresc și se gândesc că, uite, ar fi bine să-și dea și ei copilul la bazinul de not. Din punctul meu de vedere, ar fi obligatoriu ca toți părinții să-și dea copiii să învețe să noate. Este foarte bine să facă acest lucru într-un cadru organizat, sub supravegherea unui profesor. Nu presupune mare lucru, presupune doar să vii la bazinul de not la Hunedoara sau aici la Deva ca să vii cu copilul, să-ți alegi unul dintre profesorii respectivi și după aceea multă răbdare, pentru că nu toți copiii învață la fel de repede, unii vin cu o teamă de apă. Din ce cauză nu toți copiii învață mai repede? Tocmai teama asta să-i oprească? Da. Depinde, acum depinde foarte mult acest lucru și de vârsta, copilului. Cu cât copilul este mai micuț, 4-5 ani, vă dați seama că este mai înclinat către joacă, către nu se plictisește rapid, nu are chef să asculte fă 10 ture așa sau 10 ture așa, vă dați seama. Dar din clasa 1 am remarcat eu, de când sunt cuprinși în sistemul acesta școlar, cursurile decurg mult mai rapid și mult mai normal. De ce v-am întrebat asta și aș vrea să continui cu o altă întrebare? Există și eșecuri, să spunem, copii care nu au reușit să învețe dintr-un motiv sau altul și care credeți că ar fi motivele, dacă ați avut, nu neapărat dumneavoastră, poate acum acolo este o întreagă experiență, pentru că nu sunteți singurul antrenor și probabil ați văzut diferite cazuri. Acum dumneavoastră practic vă ocupați de lotul de performanță, dacă bine zic, copiii mai mari, de cei mici se ocupă o altă antrenoare, doamna Anca Bojan. Poate ați observat. Vă întrerup aici, suntem și eu și doamna Bojan, formăm o echipă foarte bună, spun eu, la CSS Hunedoara. Amândoi ne ocupăm cam de tot ce înseamnă 90 și ceva de sportivi avem noi legitimați în acest moment la CSS Hunedoara. Avem de la grupe de începători, grupe de avansați, până la grupa de performanță. Deci, programul nostru zilnic ar fi undeva între 12 și 18. Între 12 și 2 ne ocupăm de cei mai mici, de la 7-8 ani. După aceea, între 2 și 4 urmează cadeții, 12, 13, 14 și între 4 și 6 vin ei. Deci, ei, pe categorii de vârstă. Da. Ei, așa, ca bonus mai au și 3 antrenamente dimineața, înainte de începere, bonus cu ghilimele, înainte de începerea școlii. Da, am avut, desigur, copii care nu au învățat să noate. Principalul factor este într-adevăr neînvingerea acestei teme de apă. Copilul trebuie să învețe să aibă răbdare și părintele de asemenea. Un curs poate dura 10 ore sau poate dura 120 de ore. Noi suntem dispuși să învățăm. Nu este nicio problemă din punctul nostru de vedere. Ei trebuie să aibă răbdare pentru că teama de apă este învinsă, va fi învinsă până la urma urmei. Este notul cumva o abilitate născută, dacă ne gândim că la început cu toții am stat într-un sac amniotic, plin cu apă, într-un fel sau altul. Și pentru cei care au învățat să noate singuri, oamenii respectivi și-au dat practic seama că e ceva ce vine de la sine. Pur și simplu îți fixezi un punct, vrei să ajungi la el și începi să te deplasezi către el. Asta este tot. Pentru alții însă este foarte dificil. Apropo de ce spuneați, am o bună prietenă, ne-am făcut un not în facultate. Eu am ales notul de plăcere și am spus, hai de vino și tu, ea nu știa, zic, uite, ai ocazia să înveți să noți. Vreau să vă spun că a fost un eșec, deși pe toată linia era o fată de nota 10 la toate celelalte materii, nu a reușit să învețe să noate. După un an a plecat acasă la fel cum venise. Bineînțeles, cu cât vârsta la care încep să... Și o teamă pe măsură. Da, cât... să vă spun, în momentul în care ești copilaș, instinctul acela de conservare nu este atât de predominant tipărit. Dar odată ce înaintezi în vârstă, nu te mai pot eu păcăli ca antrenor, hai de fă aia sau hai de fă aia, că de regulă, când la cursurile cu adulți, ei sunt cei care pun cele mai multe întrebări. Adică eu spun, dă-i din picioare așa. Întreabă? Dar de ce să dau așa din picioare? Dar cum să mișc piciorul ăla? De ce să mișc piciorul așa? Sau de ce să mișc brațul așa?
orice ca să nu facă, vă dați seama. Asta era. Da, da. Am înțeles. Bun, asta aș fi vrut să știu, punctul dumneavoastră de vedere, este capacitatea de a nota o abilitate născută în fiecare dintre noi și doar teama să fie cea care ne oprește. Cum vedeți lucrurile? Că acum sunteți specialist în domeniul ăsta. Consider că nu ne-am născut cu acest mijloc de supraviețuire, să-i spunem, dar acest mijloc poate fi dobândit. Exact cum anumiți oameni au afinități către sporturile cu mingea sau către gimnastică. Sau... Bineînțeles că sunt copii, sunt alte persoane care se simt confortabil în mediul apă. Bineînțeles, această abilitate poate fi dobândită, dar prin repetiție, prin muncă, prin perseverență. Unii la not, alții în alte sporturi. Care ar fi beneficiile notului? De ce să facem un not? Spuneați că toată lumea ar trebui să facă. Uite, mă gândeam ce bine ar fi dacă ar fi inclusă chiar ore în cadrul orelor de sport, să fie undeva acolo, măcar o dată sau de două ori pe lună și o oră de not. Ce părere aveți de lucrul ăsta? Acest lucru care îl spuneți dumneavoastră deja se întâmplă în țări ca Ungaria, exact, ca Belgia. Ungaria au deja o forță în notul mondial și lucrul acesta probabil nu este întâmplător datorită și acestui lucru. Ei au în programa de educație fizică și sport incluse obligatoriu orele de not. Câte ore de not se fac în Ungaria? Știți cumva și nu am o idee clară, dar știu că sunt incluse. Deci că undeva la un mod de învățare în prima fază de două ori pe săptămână, deci ceva lejer. Dar, cum v-am mai spus, pentru mine este obligatoriu ca toți și este păcat că nu toți au șansa ca să fie aproape de un bazin de not și să învețe să noate. Desigur, sunt oameni care se descurcă, cum am spus, autodidacți care învață singuri. Noi nu recomandăm acest lucru, recomandăm totuși inițierea în acest sport cu un specialist, dar v-am spus, văd acest sport în primul rând ca un mijloc de supraviețuire, pentru că, vedeți, cam toți de-a lungul vieții noastre am fost la o petrecere, la o piscină, am fost la un strand, am fost la mare, la un râu și consider că în momentul în care stai acolo, nu ar trebui să stai cu frica de dacă pic în apă, ce se întâmplă, dacă... De asta. Ca și beneficii ale notului, romanii aveau de mult o vorbă. Deci dacă vroiau să râdă de cineva, spuneau nu știe să citească și nu știe să noate. Ca beneficii, ele sunt multiple asupra sănătății, asupra psihicului, recomandat de orice specialist. Și dacă nu greșesc, cred că este sportul care nu are contraindicații, poate fi... Da, este un mediu care apa nu pune un impact foarte mare asupra încheieturilor tale, deci ați văzut, sunt multe afecțiuni kinetoterapeutice unde este recomandat notul ca metodă de recuperare. Deci, noi... Chiar și în cazul persoanelor cu handicap fizic, chiar este recomandat. Este recomandat, da. Până la urmă am văzut și un mijloc de socializare, pentru că am văzut copiii care, din diferite asociații, copii cu sindrom Down sau, eu știu, cu autism, ajutați de not să-și depășească anumite limitări. Da, Hunedoara găzduiește aproape anual faza finală a Special Olympics România la natație. Deci, ca mijloc de socializare, cred că legăturile care s-au creat în acești ani sunt niște legături care vor dura pe tot parcursul vieții lor de adulți și între ei și între părinți. Da, într-adevăr, se creează o colectivitate foarte frumoasă. A spus la un moment dat și aș vrea să ne lămuriți un pic și de ce, că nu este bine să învățăm singuri, să facem not în regim autodidact. De ce? Noi când învățăm notul,
aici ne și pleacă acea teamă de apă. Noi învățăm înotul cu fața în apă. Mulți se feresc de acest lucru, noata aceea broscuță. Când ești învățat de un specialist, acesta te învață, pe lângă mișcările corecte ale membrelor, te învață și un control al respirației, pentru că respirația subacvatică, deși sună pompos, este foarte importantă în înot. Pentru a ști să-ți dozezi efortul când te afli într-un lac, când te afli în bazine mai lungi, este destul de important. Ca să nu intri în panică în momentul în care ești la mare și înghiți apă din cauza că te-a lovit un val. Din acest punct de vedere este foarte important. Plus că este mult mai economicos în momentul în care înoți corect, automat nici gradul de oboseală nu mai este atât de ridicat. Și probabil și o economie de energie, da. Mă gândesc, da. Așa. Victor, tu de câți ani faci înot? De când? Când ai început? Cu domnul antrenor am început din 2007. Deci chiar când a venit dumnealui la Hunedoara, da, practic. A fost prima lui grupă. Tu ai câți ani acum? Câți 16. Ani? 16 și ai început acum 10 ani. Asta înseamnă că aveai atunci 5-6 ani, da? Da. Așa, cine a venit cu ideea să te dea la înot? Doctorul. Ah, da? De ce? Am avut niște probleme de sănătate când am fost mic, făceam des astm bronșic și doctorul mi-a spus să merg la bazin și așa am făcut. Ai mai avut probleme pe parcurs? S-a observat o îmbunătățire? Că uite, asta este chiar interesant. Poate da. Sunt și alți copii în situația ta care răcesc repede și au genul ăsta de probleme și să știm dacă la tine a funcționat. Da, în prezent nu mai răcesc foarte repede și atunci când răcesc bine, dar nu de multe ori, nu se întâmplă foarte des. Așa, sistemul imunitar probabil că s-a fortificat în timp. Bun, ai venit la bazin cu recomandarea de la medic. Cum a fost prima oară? Ți-a fost teamă? Îmi amintesc că aici o să fac o paranteză. Când eram eu micuță, m-au dat și ei mei la bazin. Dar au avut grijă copiii să mă sperie din fața blocului. Vezi că e un antrenor rău care te lovește cu șlapul. Asta se întâmpla înainte de 90. Și m-am dus așa cu o teamă atât de mare încât nici nu am învățat să înot. Cred că am stat vreo 2 zile și n-am mai vrut să merg. Am învățat însă ulterior să înot. Iată cum spuneți dumneavoastră că nu e bine, regim autodidact. Ți-a fost teamă la început de apă, de antrenori, de ce ar putea să fie, că nu o să știi să faci mișcările? Cum a fost? Sincer să fiu, nu prea mi-a fost teamă, pentru că mereu mi-a plăcut să stau într-un mediu acvatic. Nu spune așa. Că știai să înnoți deja când te-ai dus. Nu știai să înnoți, așa e atunci. Nu. Așa? Și cum ai început? În bazinul mic, care a fost? Cum se face, de fapt? Povestește-ne un pic. Că probabil sunt și părinți sau chiar copii care ne urmăresc și ar vrea și ei să vină, să știe cum se procedează. Cum se începe? Eu minte, am început să merg cu părinții mei. Prima oară n-am fost de la început la un antrenor. Mm-hmm, atunci am început în bazinul mic, iar când am mers la primul antrenor, înainte de domnul Dan. Ai mai făcut și cu altcineva? Da. Așa. Am început direct în bazinul mare, cu Pluta. Mm-hmm. Și apoi când am ajuns la domnul antrenor, tot așa în bazinul mare am început. Când ai intrat în bazinul mare, prima oară, știai deja să înoți sau nu? Pentru că acolo apa este de 2 metri și fără îndoială că nu ajungeai cu picioarele la fund. Da. Știai să înoți sau nu? Ți-a fost teamă atunci? Puțin. Nu știam să înot foarte bine, dar... Ziceai că ai Pluta și cu ea o să te descurci, o să supraviețuiești. Bun. Așa, 10 ani de înot. Ce a însemnat asta pentru tine? Este evident că e un efort suplimentar față de copiii care merg doar la cursuri, la școală și atât. Ce înseamnă o zi în viața ta? Când, la ce oră începe și cum... Începe cu alarma de la 5 și un sfert dimineața. Deci la 5 te trezești. Da, așa? Merg apoi la bazin. De la 6 până pe la 8 fără 10 sunt în apă, iar apoi merg la școală de la 8 până pe la ora 14 și apoi merg acasă, mănânc, mă odihnesc puțin, iar la bazin acasă. La bazin la ce oră te duci din nou după amiaza? La cât? La orele 15. Deci cam pe la 15, așa. Toată ziua, practic, ești cam pe acolo, așa-i? Da. Până pe la 18 seara. Da. Bun. Deci înseamnă că ai, practic, două antrenamente pe zi de câte 2 ore, cel puțin, da? Da.
4 ore pe zi doar în not. Cu școala cum reușești să te descurci? Ce note ai? Anul acesta am terminat semestrul întâi cu 9,77. Oh, minunat, bravo! Am reușit să... Cum ai reușit performanța asta? Să înveți și la școală, să faci și not și, uite, asemenea performanță, nu doar că te-ai dus la bazin să înnoți. Da, m-a obișnuit pe acest program. Adică, când am timp liber, mai îmi repet pentru școală, dar nici nu neglijez joaca. Îmi place să mă joc mult. Joacă, dar când mai ai timp de joacă? Pentru că, din punctul meu de vedere, nu mai este timp. Programul e plin. Weekend sau vacanțe, așa, de obicei. Sâmbăta te mai duci la bazin sau sâmbăta e liber? Sâmbăta și duminica? Sâmbăta de dimineață, de la 8 până pe la 10. Și sâmbăta. Bun, ai venit aici cu o mulțime de medalii și ne-ai spus că sunt doar cele câștigate anul trecut. Felicitări, este... ce să zic, ești un exemplu pentru noi toți. Când ai câștigat prima medalie? Îți mai amintești unde ai câștigat-o? La ce concurs? Că trebuie să fie important pentru tine. Cât de micuț erai? Clasa 1, a 2, pe unde te-ai dus? La ce competiție? Mai știi? Cred că la Hunedoara. Da, la Hunedoara? Prima medalie din viața mea a fost câștigată la tenis, nu la noi. A, la tenis. Faci și tenis sau ai făcut? Am făcut când eram mic. Așa. Și combinai tenisul în ce perioadă? Cam câți ani aveai când făceai și tenis și not? Nu făceam și tenis și not. Am început doar cu tenisul pe la 5-6 ani. Era apoi la bazin. Așa. Nu ai regretat pe parcurs că ai renunțat la tenis? Nu. Niciodată nu te-ai gândit? Îmi place mult mai mult apa. Da? Așa, ai văzut, se poate câștiga destul de bine din tenis dacă faci performanță la nivel internațional. Da. Așa. Bun. Și prima medalie la bazin, îți mai amintești cam câți ani aveai când ai câștigat-o? 6-7 ani. Așa, a fost un loc 2-3, loc 1? Asta nu-mi amintesc, sigur, mai știi? Dar știu că trebuia să dea startul arbitrul. Așa. Și eu eram încă cu halatul pe mine. Aoleu. Și? Era să sar în apă cu el, dar mi-a zis în ultimul moment cineva că trebuie să-l dau jos. Dar de ce? Din cauza emoțiilor ai uitat? Da. Și ai reușit. Ai intrat în cursă și ai și câștigat, spui, practic, nu? Cred. Așa. Ai foarte multe medalii și mă gândesc că este greu să-ți mai amintești de fiecare dintre ele. Câte ai în total? Ai numărat? Ai așa o... Ți-ai făcut un... Păi, cu tot calcul, cu cele de la concursurile amicale, am peste 200. Oh. Și performanța ta, cea mai importantă performanță de până acum, care este, Victor? Cea mai importantă a fost o medalie de bronz în iarna care tocmai a fost la concursurile țărilor centraeuropene de la Târgoviște. Mm-hmm. Acolo au participat și polonezi, unguri, slovaci și sârbi. Cât de dificil a fost competiția? Că acum nu mai erați doar voi acolo în bazin, între colegi, nu mai era nici la nivel național. Iată, o competiție de nivel internațional. Cum ți s-a părut? A fost dificil? A fost prima astfel de competiție în care ai concurat cu sportivi din alte țări? A fost a treia oară când a treia. Am fost internațional. Prima oară a fost la același concurs, doar că cu un an înainte. Acolo nu am avut o clasare pe podium, am fost în locul 7 și în vară am fost în lotul olimpic pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Gheor, în Ungaria. Nici acolo n-am avut o clasare foarte bună, însă am vrut să dau tot ce am din mine și acum am reușit în iarnă. Am luat locul 3, cum am spus. Felicitări! Și concursul a fost destul de greu, pentru că, v-am spus, au fost mai multe țări și am reușit, am fost foarte fericit că am reușit. Care dintre sportivii din celelalte țări ți s-a părut că pun probleme cu adevărat? Care ar fi cei mai buni dintre ei? Se poate face un asemenea clasament sau nu neapărat? Pentru că unii sunt buni la un stil, alții la alt stil de not sau... Cum ai simțit lucrurile? Da, în general, sportivii din Ungaria sunt foarte bine pregătiți. Iată ce spunea domnul profesor, da, că se vede. Orele pe care le fac de not, probabil că dau rezultate. Mă gândesc că modalitatea asta, ore de not, este și osită. Poți să vezi atunci care dintre copii au abilități și cu care poți merge mai departe pentru performanță. Șansele pentru o selecție cât mai bună
îți cresc considerabil. În momentul în care, în loc de 20 de copii, îți apar 280 de copii. Sigur. Apropo, că ați adus vorba de asta, cum faceți dumneavoastră selecția? Se merge prin școli și se anunță că se fac aceste cursuri sau vin ei la dumneavoastră? Care e modalitatea prin care îi găsiți pe copii, cu care ulterior, iată, ajungeți la asemenea rezultate? Da, de regulă mergem prin școli, afișăm, stăm de vorbă cu învățătorii, le dăm bilețele copiilor acasă, iar apoi fixăm o dată la care să se prezinte la bazin cei doritori. Apoi urmează procesul de învățare și se trec ușor fiecare sportiv prin toate etapele acelea de selecție. Aici cred că contează foarte mult părinții, pentru că dacă părinții spun nu am timp, nu pot sau cine știe... Da, vă dați seama că este din ce în ce mai greu pentru o familie să-și rupă din timp, pentru că, după cum v-am spus și anterior, programul cu cei mai mici începe undeva după terminarea orelor de curs la 12, 12 și un sfert, unde vă dați seama, părinții sunt la lucru, dar avem foarte mare noroc cu bunicii, cu unchii, cu prietenii lor. Țin să le mulțumesc foarte mult cu această ocazie, pentru că și eu și colega mea suntem conștienți de eforturile care se fac pentru, numai pentru a duce copilul la bazin, pentru a-ți face timp. Haideți să și urmărim un pic, tot am povestit atât de mult, să vedem un pic ce se întâmplă acolo, de fapt, la bazin, pentru cei care nu au venit la Hunedoara, că pot fi telespectatori din tot județul sau, oricum, emisiunea va fi disponibilă și online, și să vedem un pic ce se întâmplă, de fapt, cum arată interiorul și ce fac acolo sportivi în timpul unui antrenament. Câteva minute.
și revenim ulterior. Nu știu dacă Sergiu e pe faza. Facem o pauză. Bun. Am revenit, am văzut cum se desfășoară lucrurile chiar în interiorul bazinului de not. Spuneați că timpul ar fi o problemă pentru părinți și este evident, mai ales pentru cei care au un serviciu, este dificil să te rupi, să vii, să aduci copilul la ora 2 la bazin sau de dimineață, dacă este foarte mic și nu poate veni singur. Există și costuri pentru aceste cursuri sau ele se fac în regim gratuit? Cursurile, în momentul în care noi cei de la Clubul Sportiv Școlar Hunedoara facem inițiere, să spunem, facem selecție pentru un an de naștere 2010, cum am făcut în toamna trecută, aceste cursuri de învățare sunt gratuite. Bineînțeles că se pun la dispoziția tuturor doritorilor de către bazinul de not din Hunedoara, se pun și cursuri de inițiere contra cost, unde toți care doresc să vină sunt așteptați, se țin după amiază între orele 17 și 19. Dar, după cum v-am spus, în momentul în care se face o selecție la Clubul Sportiv Școlar Hunedoara, aceste cursuri de învățare sunt gratuite. Deci, eu spun că este o oportunitate. În prima fază, învățarea gratuită și ulterior, să zicem, da, copilul a învățat să înoate, ar vrea să facă performanță. Ce se întâmplă în acest caz? În acest caz, programul lui începe să devină ușor, ușor mai riguros în cadrul antrenamentelor. Numărul de ședințe pe săptămână crește de la 2 la 3 și după aceea la 5 antrenamente pe săptămână. În prima fază, anterioare performanței, costurile nu sunt ridicate, vorbim de un costum de baie, o pereche de ochelari și o cască de not. Iar o taxă pentru utilizarea bazinului, pentru susținerea antrenorilor și așa mai departe, există sau nu? Există o taxă care este plătită de Clubul Sportiv Școlar Hunedoara prin intermediul Inspectoratului Școlar al Județului Hunedoara. Bineînțeles că toți cei care folosesc bazinul de not trebuie să plătească ceva, dar părinții nu sunt implicați în aceste costuri cu absolut nimic. Deci, practic, este gratuit? Este gratuit. Ei trebuie să asigure costurile doar în ceea ce echipamentului sportiv de învățare. Echipamentul de învățare, mă gândesc că nu este foarte scump, dar, Victor, o să vreau să te întreb cât de scump este echipamentul cu care voi intrați în competiții, pentru că știu că e ceva mai special. Totul altă treabă. Da. Costumul de baie este undeva la 800-900 de lei. Destul de scump, dar nu îl cumperi în fiecare zi. Bănuiesc că poate fi folosit chiar mai mulți ani, nu-i așa? Da. Ochelarii, tot așa, în jur de 200 de lei, iar casca cam se poate nota cam cu orice cască. Deci nu trebuie neapărat o cască specială. Tu faci în not de ceva timp. Acum, dacă te uiți în urmă, ai atâta bucurie până la urmă cu aceste medalii, care este ținta ta pentru viitor? Ce ai vrea să... Care ar fi reușita la care visezi pentru anii care vor urma? Păi, momentan trebuie să mă antrenez pentru concursul care va avea loc la Bacău la sfârșitul martie. Așa, pe termen foarte scurt acum, da? Deci, iacă, luna viitoare va fi. Unde va avea loc selecția pentru Balcaniadă și Gimnaziadă. Iar mai apoi aș vrea să fac un timp foarte bun pentru calificarea la europenele care vor avea loc în Helsinki, Danemarca. Există un sportiv care este modelul tău, cineva pe care îl admiri foarte mult, român sau, eu știu, înotător de peste graniță, de oriunde? Este cineva care te inspiră sau nu neapărat? Sunt mai multe... Păi, ca toți înotătorii, îmi place mult de Michael Phelps. Mă gândeam, chiar la el mă gândeam și eu. Așa? El a bătut toate recordurile în not, are și cele mai multe medalii câștigate. Ce crezi, Victor, că îl face pe el atât de bun? Nu știu sigur să vă spun asta. Să fie o... Dar probabil antrenamentele și... Și o abilitate poate născută?
trebuie să fii și cumva să ai ceva născut pentru not, crezi sau poți compensa cu foarte multă muncă și cu foarte multă pasiune și hotărâre de a ajunge sus pe podium pe prima treaptă. Cum simți tu lucrurile? Că acum tu ești în miezul îmbultoare a apelor, miezul evenimentelor. Cel mai bun, probabil că este nevoie de amândouă, și de muncă și de niște abilități născute. Cum ar fi un corp mai înalt și cu membre lungi, vă dați seama că e mult mai ușor pentru ei. Pe tine ce te motivează? De ce faci tu toată treaba asta? Uite, 2 ore de dimineață, 3:30 la 5, ai putea să te trezești la 7 și ceva să mergi la școală. Până seara la bazin și la școală și teme și antrenamente. De ce faci toate lucrurile astea? Ce te motivează? Păi, în primul rând, sunt medaliile pe care le câștig și, în al doilea rând, nu cred că aș avea ce să fac acasă atât de mult timp. Spectatorii noștri au și ocazia să vadă niște fotografii cu tine și cu medaliile, cupele, distincțiile pe care tu le-ai obținut la aceste concursuri. Dacă ai fi să convingi pe cineva care este de vârsta ta sau mai mic, copii sau adolescenți, să facă not, ce le-ai spune? De ce să vină la bazin? Păi, în primul rând, pentru sănătate. Iar, în al doilea rând, pentru că e un mod foarte bun de a-ți ocupa timpul, pentru că poți ajunge să câștigi medalii și, nu știu, pentru mine este foarte importantă această chestie. E foarte frumos să fii pe cele 3 trepte ale podiumului. Ți s-a părut vreodată atât de dificil încât să te gândești să renunți sau măcar să zici, aș face măcar o pauză sau m-am plictisit, am obosit? Ți s-a întâmplat lucrurile astea vreodată? Ți-a trecut prin minte să renunți? Da, normal. Și ai renunțat pentru o perioadă? Nu, n-ai renunțat în toți anii ăștia. Cine te-a, sau ce anume te-a convins? Ai discutat și cu ai tăi că ai vrea să renunți sau a fost așa doar un gând al tău? Da, am discutat, pot să zic, chiar acum în vară, după concursul din Ungaria, dar m-am gândit mai bine și am spus că era o... nu știu cum să zic, este o pierdere prea mare să renunți la not. Dar de ce te-ai gândit tu, iată, uite, acum de curând să renunți? Aveai totuși ceva performanță la activ? De ce te-ai gândit tocmai acum, după atâta timp, după 10 ani? De ce ți-a trecut pe asta prin minte? Păi, cum am spus, am avut concursul din Ungaria. Așa. Pentru care m-am antrenat până în iulie, august chiar. Și vacanța a fost una foarte scurtă. Și n-ai apucat să te bucuri de ea. Am nevoie de mult timp liber. Tu spuneai că ești acum în clasa a 10-a, da? Se apropie și bacalauratul. Crezi că o să poți face față în următorii ani, a 11-a, a 12-a, deja e cam ultima sută de metri și pentru a te pregăti pentru bacalaureat. O să poți face față cu învățătura? Eu spun, da. Tu la ce specializare ești? Pentru că tu ești elev la Colegiul Național de Informatică Traian Lalescu, da? Și la ce specializare? La matematică informatică. Oh, deci destul de dificil. De matematică fuge toată lumea. O să mai ai timp să te pregătești? Cum vezi lucrurile? Ar fi și păcat să renunți. Asta este adevărul la not. Da, îmi place și informatica și matematica, pot să zic. Pentru că sunt științe exacte și mie nu-mi place româna deloc. Nu-mi place să citesc și... Poate că n-ai găsit cărțile potrivite. Posibil. Așa, da. Sper că pot combina în continuare. Până acum ai reușit de minune. 9-70, spuneai, este... Da. Copii care nu fac niciun sport și nu au poate nici nota 8 sunt printre ei, care nu reușesc să obțină o asemenea medie. De la bazin, ce le-ai spune? Așa, ca și cum i-ai spune unui prieten de-al tău sau unei cunoștințe, că știe că tu faci de atâta timp sport, în not, și dacă i-ai spune, haide și tu, de ce? De ce să vină? Ce spui? Cum ai convinge pe cineva să vină? Păi, în primul rând, cum am spus și mai devreme, e un mod foarte bun de a-ți ocupa timpul. Așa. Și, în al doilea rând, se dezvoltă și ca fizic, și ca caracter.
Implică foarte mult efort, totuși, sportul ăsta. Înseamnă și distracție, mai aveți timp să vă și bucurați că sunteți acolo, că notați, că sunteți o trupă. Bănuiesc că vă știți de câțiva ani. Da, nu-i așa? Sigur. Mereu. Se pune mai mult accentul pe muncă sau se combină cumva și cu distracția? Păi, se pune accentul pe muncă, dar sunt și mai multe ocazii de a te distra și la not. Bun. Ne apropiem de final. Aș vrea să le spuneți dumneavoastră hunedorenilor care poate n-au mai venit de mult la bazin, fie că chiar adulți fiind, că și adulții și noi ne mai putem bucura încă de sportul ăsta și de toate beneficiile pentru sănătate pe care le aduce. Care ar fi motivul pentru care să-și aducă, să vină și ei, să-și aducă și copiii la bazin? Că tot ne apropiem de final. Iată, se poate face și o carieră din asta. Nu te-am întrebat și să nu încheiem până nu te întreb asta. Te vezi ajungând ca domnul Dan Ardelean antrenor într-o zi? Cum vezi lucrurile pe parcurs? Spre ce carieră te gândești să te orientezi? Păi, nu scot asta din calcul, însă eu aș vrea să mă specializez pe informatică, deoarece îmi place acest subiect. Crezi că se poate trăi, de exemplu, din not? Poți să câștigi sume considerabile cu care să poți ulterior să trăiești bine toată viața sau nu este neapărat un sport atât de bine plătit? Cum este notul? Spre deosebire de fotbal, de tenis, de... Da, clar, spre deosebire de fotbal nu este nici pe aproape. Însă, mai ales în România, nu cred că se poate trăi doar din not. Trebuie să faci performanță, probabil, la nu nivel se poate, mondial. Nu se poate trăi nicăieri doar din performanța, doar din performanța făcută în not. Noi, în principal, în cod de comun acord cu părinții sportivilor și cu... punem accentul principal pe educația lor, pe formarea lor, pentru că este important ce vor deveni ei după ce vor lăsa sportul. Bineînțeles, medaliile care le vedeți sunt o încununare frumoasă a tuturor eforturilor pe care ei le depun la bazin, pentru că, în afară de Victor, să știți că mai sunt mulți medaliați la bazinul de not de la Hunedoara. Pe noi ne interesează foarte mult și v-am mai spus, punem accent pe asta, ei să nu lase școala în detrimentul oricărui sport pe care l-ar practica, în special la noi. V-am spus, este important ca noi ca profesori, inclusiv de, chiar dacă suntem antrenori, avem și rol de formatori, de formatori pentru indivizi capabili să dea societății un plus valoare. Lucru care notul, și dacă tot m-ați întrebat de ce aș recomanda, eu spun că, mai ales el fiind un sport repetitiv, îți întărește foarte mult caracterul și te transformă în timp, te face să fii foarte, foarte ambițios și foarte focusat pe țelurile pe care ți le propui. Un lucru foarte important de altfel în viață. Da. Ne-am bucurat să vă avem alături și să ne arătați că se poate face performanță, iată, și la Hunedoara, într-un orășel care nu este nici măcar reședință de județ. Uite ce lucruri frumoase faceți acolo. Îi așteptăm și pe ceilalți copii care fac performanță într-o ediție eventuală a emisiunii, într-o ediție viitoare. Până atunci, vă mulțumim tare mult că v-am avut alături, că ați fost de acord să veniți. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, nu uitați, Hunedoara are valoare.